Dacă o să ai tip la ca acest video, abonează-te! Vă salut și bine v-am regăsit! Ce vedeți voi pe bancul de lucru din atelierul meu este un DDF-482Z. Mulți dintre voi știu deja că Z vine de la faptul că este o mașină vândută fără acumulator, deci doar corpul, așa cum îl vedeți și voi în această ilustrație. Cutia de carton destul de micuță pe măsura acestei mașini, arată exact așa în forma asta. Este o mașină care în perioada de Black Friday anul trecut s-a vândut la un preț foarte mic, foarte bun, în jur la 240 de lei a costat această mașinuță. Și astăzi o să o vedem și bineînțeles o să o și testăm. Hai să o scoatem din această cutie. Este o mașină care, deși nu mi-a plăcut foarte mult așa ca design, mi-am dat seama ulterior că este foarte, foarte bine construită și ergonomică și o să intru în detalii imediat. Deci cam așa arată mașinuța. Pe eticheta asta scrie că este fabricată în România. Am schimbat puțin unghiul camerei pentru că lampa de la atelier îmi face ceva figuri. Și cum vă spuneam, scrie că este fabricată în România, deci este fabricată aici la noi, la Brănești. Modelul DDF-484, cum vă spuneam și mai devreme, mai sunt trecute câteva detalii tehnice. 1900 de rotații pe minut la treapta a doua și 600 de rotații pe minut la treapta întâi. Ca funcție așa nu este foarte complicată, nu are percuție și nici nu mai îmi doresc mașinii, bor mașini de genul ăsta cu percuție. Așa cum v-am arătat și mai devreme, are două trepte de schimbarea turaților 1 și 2. V-am spus mai devreme câte turații are la 1 și câte are la 2. Este o mașină cu pericolectoare, deci nu este brushless, un model un pic mai vechi pe care eu prima dată l-am văzut la Bobby Bob, acolo am văzut-o. Și ce vă spuneam mai devreme, deși așa ca design, ca formă nu îmi place foarte mult cum arată, mi-am dat seama ulterior după ce am desfăcut cutia și am luat-o în mână că este foarte bine construită, în sensul că este foarte, foarte ergonomică. Iar aceste benzi de cauciuc pe care le vedeți voi aici, destul de îngroșate, care de fapt astea nu prea îmi plăceau mie, au rolul de a proteja foarte bine mașina atunci când aceasta o să cadă inevitabil pe la treabă. Deci o să fie foarte, foarte bine protejată de toate aceste benzi de cauciuc destul de îngroșate aici. Aspectul este unul simplist, dar mie îmi place foarte mult cum este ea echilibrată. M-am jucat un pic mai devreme așa cu ea prin mână și îmi place foarte mult cum este echilibrată, așa cum de altfel este și asta pe care o folosesc eu, DDF-484. La fel de bine echilibrată. Mie asta mi-a plăcut întotdeauna la mașinile astea de la Makita, cel puțin astea modelele care mi-au intrat mie în mână. Faptul că sunt foarte bine echilibrate. Și chiar mă bucur că mandrina nu este metalică, tocmai acum ceva vreme era o postare pe grupul pasionaților de unelte cu fixația legată de mandrina metalică. Eu mă bucur că mandrina nu este metalică și v-am explicat de ce atunci când am filmat mașina de la Erbauer. Deci asta vedeți și voi că în poziție orizontală stă exact așa. Mandrina din metal ar fi tras vârful cumva în jos și asta ar fi făcut-o destul de obositoare la treabă. Bineînțeles, schimbător de sens stânga-dreapta, astea deja sunt detalii pe care le au toate mașinile. O lumină de lucru poziționată sub mandrină, ca și la DDF-484, în același loc, deci iluminarea este cam la fel. Funcționează la fel cu acumulatorii din gama RXT, 1,5, 2, 3, 4, 5 și 6 amperi. Eu o să folosesc cu cei de 3 și cel de 5 amperi, că asta am și cu asta o să lucrez. Trepte are, hai să încerc să mă dau cumva așa ca să vedeți și voi. Am o poziție de filmare destul de ciudată de data asta, pentru că trebuie să mă dau după cum înditează mie camera. Deci are 21 de trepte de
ajustarea cuplului și, bineînțeles, o treaptă pentru găurit. Asta însemnând cea mai puternică treaptă. O să le testez imediat la lucru, vreau să văd ce forță au aceste trepte. Ca detalii tehnice să vă dau repede câteva informații, așa, deși eu o să trec și în descriere. Deci are ca putere Newton metri 62 la treapta 1 și 36 la treapta 2. Asta ar însemna cel puțin în teorie că ar trebui să fie mai puternică decât asta mea DDF 4.4, care are 54 la treapta 1 și 30 Nm la treapta 2. Destul de interesant acest lucru, pentru că asta este cu cărbun, iar cealaltă este brushless. Alte detalii tot așa rapid, durațiile vi le-am dat. Găurește în oțel cu burghie cu un diametru de până la 13, în lemn cu burghie de până la 38 și în oțel, în zidărie. Dar nu înțeleg de ce scrie în zidărie. Eu intrasem la DHP, modelul DHP. Aceasta nu are percuție, deci nu are treabă cu zidăria. Doar oțel și lemn. 13 și 38 sunt diametrele. Ce alte detalii? Nu mai știu. Turații variabilă, da, din întrerupător de aici. Invertor de sens, asta am spus și mai devreme. LED-ul și greutatea ei este de 1,1 kg. Bănuiala mea este că cu tot cu acumulator, cred. Oricum o să iau un cântar și o să văd și cât cântărește ea în realitate, dincolo de datele care sunt prezentate pe site-urile care vând așa ceva. Ca atare, foarte multe detalii legate de ea nu am ce să vă mai dau, abia aștept să văd și cum se comportă. Am prieteni pe grupul pasionaților de unelte care au această mașină și care mi-au spus că se încălzește destul de repede. De asta sunt și eu foarte curios, vreau să o forțez nițel, să văd unde este pragul ei de încălzire și cât de tare se încălzește. Am ceva dubii legat de asta, dar abia aștept să văd prin comparație cu cea de la modelul DDF 4.4. Încă un lucru pe care vreau să-l fac și pe care îl fac de regulă la toate mașinile pe care le testez, vreau să văd centricitatea mașinii, dacă are cumva vreo bătaie radială. Hai să vedem, deci o să încerc să o țin cât de bine fixată pot. Și haideți să vedem dacă mandrina este perfect centrată. Pare să aibă cine știe ce oscilație radială, dar să știți că totuși nu este atât de precisă ca asta de la modelul DDF 4.4. Asta mi se pare că este și un pic mai precisă. Oricum, turațiile fiind și mai mici decât la 4.4, nu îmi permite să văd așa foarte bine, dar eu zic că este cât de cât ok. Ia să încerc și cu un bit, să vedem cu un bit cum ar veni cu prelungitorul meu pentru biți. Probabil știți de atâtea clipuri câte am făcut până acum cu bormașini de genul ăsta că nu suport deloc oscilația asta la mandrină. Ca atare, de asta sunt foarte critic în legătură cu ele. Să încerc să dau pe asta la o parte ca să avem un fundal mai clar. Nu, pare destul de bine centrată. Nu sunt probleme din punctul ăsta de vedere. Bun, haideți să vedem și câteva teste în legătură cu ea. N-aș vrea să lungesc foarte, foarte mult acest video. Vedem cum se descurcă. Și în încheiere vă doresc ca de obicei să aveți mult chef de treabă și ne reauzim la următorul meu video.